Vă salut pe toți și bine v-am găsit la un prim tutorial marca brichete cool. În tutorialul ăsta vreau să vă arăt cum se reîncarcă corect o brichetă pe gaz butan. Chiar dacă am făcut deja un tutorial pentru TikTok, o să fac unul un pic mai detaliat și aici pe, pe YouTube. Da? Aici de față am bricheta ceasornic. Este varianta cu două flame și aceste leduri multicolore foarte interesante. Ea este deja încărcată cu gaz, dar o să ne prefacem că este descărcată, da? Vedeți orificiul ăsta din partea de jos, pe aici se încarcă ea cu gaz butan și din acest plus și minus se ajustează și intensitatea flamei. Cu ajutorul acestei cheițe valabile la noi pe site, putem da flama mai încet dacă dorim, da? Mai spre minus. Vedeți că este mai încet acum. Sau, bineînțeles, mai spre plus dacă dorim o flamă mult, mult mai puternică. Uitați și voi ce flamă puternică are acum. Da? Deci, înainte de, de, orice, un lucru foarte important este faptul că bricheta trebuie să stea cu capul în jos atunci când o încărcăm. Da? Oarecum chestia asta e logică, dar am mai avut cazuri în care clienții încercau să le încarce așa și nu reușeau și se mirau de ce nu, nu le iese. Da? Deci, clar, bricheta trebuie să stea cu capul în jos, avem aici tubul de gaz valabil, la fel la noi pe website, un tub de genul ăsta de 100 de ml, să știți că o să vă ajungă pentru minim 50 de încărcări, adică o să vă ajungă foarte, foarte mult, de regulă 2, minim 2-3 luni, da? Depinde și cât de multe brichete aveți, dar vă ține foarte mult un tub de genul ăsta care este și foarte micuț și ușor de transportat. Avem aici orificiu, băgăm tubul de gaz, Trebuie să audă un fusit, atunci știm că gazul curge în brichetă. Dacă nu se aude fusit, încercăm să mai scoatem tubul, să-l mai întrucim o dată, ca să ne asigurăm că prinde bine acolo pe orificiu, da? Cam asta este ideea, tubul se ține undeva la 10-15 secunde, ca să ne asigurăm că o încărcăm 100%, putem să încercăm să-l mai scoatem o dată, să-l mai băgăm încă 5-10 secunde, ca să fim siguri că este încărcată și după aia încărcarea va fi finalizată. În caz că, după ce ați făcut chestia asta, Bricheta, când în ce să o aprinde, pare că nu are gaz și nu se de gazul cum iese afară. Probabil ea este plină cu aer. Din vari motive se poate umple cu aer și gazul nu mai are loc să iasă. În cazul ăsta luăm cheița sau un obiect ascuțit și apăsăm pe orificiul ăsta din interior. Da? Exact ca la bicicletă când erați miș și încercați să desuflați roata. Exact și aici, da? Aerul va ieși afară dacă va fi aer să iasă și apoi veți putea încărca corect bricheta cu gaz butan. Da? După încărcare, bineînțeles, flama ei va fi un pic mai puternică decât în mod normal. Deci de asta dacă vrem să o facem să meargă, trebuie să o ajustăm, să dăm puțin mai spre minus și după o să meargă normal. Dar normal bricheta se lasă minim 5 minute înainte să pornim, tocmai în ideea în care gazul din tubul de gaz este rece da? și trebuie să așteptăm ca el să ajungă la temperatura camerei în brichetă. Așa se depozitează el în tubul de gaz, nu mă întrebați pe mine de ce. După 5 minute ea o să meargă normal, dar dacă vrem să o facem să meargă pe moment, atunci, fix după ce am încărcat-o, trebuie doar să ajustăm un pic densitatea flamei. O dăm puțin mai tare și apoi, bineînțeles, un pic mai încet și o să meargă. Doar că după ce gazul va ajunge la Temperatura camerei va trebui să o dăm înapoi tare, cum era setată în prima fază, pentru că după intensitatea flamei va fi mai slabă, da? Deci cam asta este ideea. Într-adevăr, ele sunt foarte frumoase, dar țin să vă anunț că ele e normal să nu țină încărcate cât o brichetă obișnuită, da? Cum sunteți obișnuiți cu brichetele alea de la Big, de exemplu, care țin o lună, două încărcate. Astăzi se descarcă destul de rapid, chiar și la câteva zile, depinde cât de des le folosiți. De asta eu vă recomand să vă luați și tub de încărcare valabil pe site. Avem atât gaz butan pentru brichetele pe gaz, cum este și cazul brichetei ceasă, sau benzină pentru brichetele pe benzină, da? Fluidele de reîncărcare le puteți găsi acolo la coșul de cumpărături, fix înainte să plasați comanda, o să aveți niște opțiuni de bifare. Puteți să bifați și cheiță pentru ajutarea flamei și pachetare cadou și mult mai multe opțiuni. Pe lângă asta, țin să vă amintesc că am introdus și stoc nou la modelele mai vechi care erau stoc epuizat, cum este și cazul brichetei Ceas, care este cea mai bine vândută brichetă de la noi de pe website. Uitați și voi cât de cool arată, da? Se poate purta la mână ca un ceas obișnuit. O dăm frumos jos, Cam așa se aprinde flama, bineînțeles flama poate fi dată și mai tare după preferințe. Bineînțeles că ceasul este perfect funcțional și poate fi reglat din partea asta laterală, avem aici rotița. Dar după ce l-am legat, vedem că el merge perfect, deci se poate vedea și pe cameră că merg secundele, da? Cam așa arată ceasul, la fel este carcă cu gaz butan și vinde modelul ăsta ca la Balamuc, sincer, dăm peste 50 pe zi. Nu știu cu o să mai fie în stoc, așa că dacă vezi clipul ăsta și încă e stoc pe site și vrei să pui în apel, sugerez să comas cât mai rapid pentru că nu se știe când se va epuza stocul. Este o cerere foarte mare, cerere la care nu ne-am așteptat să fiu sincer. Cam asta a fost ideea și cu acest prim tutorial. Urmează tutorial pentru încărcarea brichetelor pe benzină. Da, Deci poți să l vizionezi și pe acela dacă te interesează și ai brichete pe benzină Și rămâneți să ne auzim cu clipurile viitoare Nu uitați să ne dai un like și să subscribe dacă simți că clipul ăsta te-a ajutat și ți-a plăcut Și până la următorul clip ne poți găsi pe google brichetecul.ro -cool Dacă vrei să vezi mai multe detalii despre prețul și așa mai departe Sau chiar în bio ai un link care te va trimite direct spre site Vă mulțumesc tuturor și o zi sau o seară bună în continuare